Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la emisiunea noastră Nimic fără Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom continua seria emisiunilor dedicate cunoașterii Sfintei Scripturi. Dacă săptămâna trecută am prezentat personalitățile Vechiului Testament, săptămâna aceasta vom continua cercetarea următoarelor persoane principale ale scrierilor biblice concentrându-ne asupra personalităților Noului Testament. Astăzi vom discuta despre personalitățile Noului Testament și anume vom vorbi despre persoanele principale ale scrierilor nou testamentare. Noul Testament este cea de-a doua parte a Sfintei Scripturi, așezat imediat după Vechiul Testament. Această Colecție de cărți sfinte a fost scrisă după învierea lui Isus Hristos. Termenul încetățenit astăzi este o traducere din latinescul Novum Testamentum, care traduce aproximativ grecescul Ikhenidiachii, ce înseamnă nou legământ. Acest termen a fost folosit inițial de către primii creștini pentru a descrie relația lor cu Dumnezeu, și mai târziu. Pentru a desemna o colecție anume de 27 de cărți. În Noul Testament găsim mărturii istorice despre personalități care au schimbat atât viața și structura Israelului, cât și întreaga lume. Aceste personalități îl au în centru pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Acestea pot fi grupate în următoarele categorii cei 12 apostoli ai Mântuitorului Hristos, care sunt Petru, Andrei, Iacob și Ioan, fiul Zevedeu, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob al lui Afteu, Iuda, Tadeu, Simon, Zelotul și Matia. Altă categorie este formată din rudele Domnului, care sunt rudele de sânge ale Mântuitorului, precum dreptii Ioachim și Ana, dreptul Iosif, Iacob, ruda Domnului, Iuda, ruda Domnului, Sfântul Simeon, ruda Domnului. Sfinții Noului Testament sunt persoane care au dus o viață duhovnicească bineplăcută lui Dumnezeu. Mai există o altă categorie a personalităților marcante, precum au fost Ponțiu din Pilat, Ana și Caiafa, Irod, Farisei, Vameși și celelalte categorii sociale principale. Noul Testament, numit și nou legământ, detaliază viața Mântuitorului și învățăturile Bisericii Primare. El este o împletire a profețiilor vechi testamentare și cel mai important text din viața Bisericii. Sfânta Scriptură nu reprezintă numai o simplă istorisire a unor momente și evenimente din viața și cultura poporului ales, ci și o sursă de înțelepciune spirituală, o cale de zidire duhovnicească, o prezentare obiectivă a începutului mântuirii neamului omenesc. Dragi credincioși, vă dorim o săptămână binecuvântată, o zi ușoară și până data viitoare, numai bine. Doamne, ajută!